Salutare tuturor, ai spus Adar și bine ați revenit la un episod din LEGO The Hobbit. Ultima oară când ne-am întâlnit, am terminat cam toată acțiunea din primul film, acum ne mutăm către al doilea film. Deja am sărit, cum zic, cam partea introductivă din primul film, din al doilea film, pardon, din scena cu barul și tatăl și acum ne pregătim de... ce acțiune pe aici? The fuck era ăla? Vă spun că trebuie să lovesc ăștia repede sau cum. A, să-l găsesc chiar. Ei, fuck that guy. Continuing their journey. Yeah. An ill feeling befell the company that they were being watched. And this time, not by Azog and his army of warg riders. Seeking shelter for the night, Gandalf led the company to a nearby location he deemed safe. Ah, aici e tipul ăla vârcolacul sau ceva. Da, aici e tipul ăla care se putea transforma. Am uitat de el. Dol Guldur. Lol, ce cu casca aia de Master Chef pe el? Nu, omleta! Lol. Acel urs? Acel urs, ce face ursul? Era în modul pervers. Not yet. There is something else out there. There is a house. It's not far from here, where we might take refuge. Whose house? Thy friend or foe? Neither. He will help us, or he will kill us. Oh. What choice do we have? None. Okay, let's mergem. Acea barbă punctată, though. Shit. E un druid, fugi! Fugi, fiule, fugi! Acel urs dau cum alergă. Face că spamez atacul doar ca să... poate mai tai ceva în jurul meu. Shit! Fugi, fiule, fugi! Oh, baby girl! Oh, nici nu mai pot face nimic, nici nu pot sări, nu pot face decât să-mi ia dreapta, nu? Oh, shit, nici de fapt nici nu am putut sări. Poate că să atac. Ok, wow! Fuck! Era să mă speri? Era să mă speri. Shit! Ok. O mamă. Nici ce nu-mi plac chestiile astea. Dar nu că sunt exagerate gen de în care te chinui o grămadă să trăiești. Și pum. Era să-l muște de păr. Shit. Albine nenorocită și grasă și împuțită, cum ai putut tu să furi aia? Ok, probabil că ar trebui să fim răi. Unde e albina cu cheia? Aha! Uite cum fuge! Vino înapoi! Ok, cine poate să tragă? Uite-o, iarăși. Bici, vino înapoi. Lol. Grasă mai ești, frate. Grasă. Rău de tot. Să fiu dacă nu. Tragem ăsta jos. Wow.
să ai. A, nevoie de Gandalf aici. Atât. Ha, mă, frate, râs de mine. Senzațional. Ok. Așa. Ah, oh, shit, ok. Bomburi de ajuns de gras. Păi și acum, cum o luăm de acolo? Oh. Construim ceva. Întrebarea e acum ce e asta. Ah. N-am pâine. Am pește, ok, trebuie să facem rost de pâine de aia. Făcu rost de pâine. Ia bombur. Să facem gras pe bombur, ca putem să ripel. Gata. Bombur e fucked up. Ha. Oh, come on. Ah, doar atât trebuie să fac. Ia că trebuie să mă chinui mai mult sau ceva. Stai. Atât. Tac, 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 tac. Cheia. Deschis și asta și suntem ok. What is that? That is our host. Oh. E un schimbător de chele. Cum vine asta? Get some sleep, all of you. You'll be safe here tonight. Wow. Ce m-a sabeșit. Ăla de ce doarme cu un porc? I don't get it. What the fuck? Așa. Aia n-a fost așa rău. Îmi place că trecem repede prin poveste, nu știu cum. Nu știu cum să zic. Terminăm chapter-le cam în 10 minute. Acum am observat, sincer. Mă uitam la episodul anterior și ne-am... The fuck, deja am terminat? I was like, ok, bro. Doing. So you are the one they call Oak and Shield. Ce bine arată asta. Why is Azog the defiler hunting you? You know of Azog? How? My people were the first to live in the mountains. Before the orcs came down from the north. Once there were many. Now there is only one. So you need to reach Sarah Gandalf dorme. I don't like dwarves. But orcs lol. I hate more. What do you need? Ce zâmbet pedofil are Gandalf. The wood elves of Mirkwood are not like their kin. They're less wise and more dangerous. De ce dorme Gandalf? E așa plictisitor tipul ăsta sau e prea obosit, nu înțeleg care... Care din astea două... Oh my god, sunt călare pe un cal alb. Nu sunt atât de My Little Pony încât nici nu o pot exprima. Oh. Let's go, man. My Little Pony, My Little Pony.
Ești magic și foarte drăguț. Aole, pădurea îndicapată. Only a single path would carry them safely to the other side. Cupa engine cu tot. Okay. Set the ponies loose. Something moves in the shadows on the sea. Ooh. Trebuie să știm. You're not leaving us. I would not do this unless I had to. I'll be waiting for you at the overlook, before the slopes of Erebor. Do not enter that mountain without me. Not my horse! I need it! Stay on the path. Do not leave it. Come on, we must reach the mountain before the sun sets on Durin's day. Asta însemnând? Ok. Loc dubios. Oh. Ce-i cu sulița mare? Hop, hop, hop. And hop. Iar n-am luat pe cine trebuie. Tipul ăsta e cea mai bună orice. Face orice efectiv. Lol. What the fuck? Ce le șpești dău? De ce bufnița e mai mare decât toți oamenii de aici? Asta vreau să știu. Trebuie foc. Știu să se spune să iau eu foc. Pot crea foc? Tu poți face foc? A, duci foc așa. Hop, hop. A, acum trebuie să găsești o torță. A, trebuie să văd cum construiesc mânerul ăla. De fapt, nu e aici. Clar nu e pe aici. Huh. Cum o să fac eu rost de torță? Oh! Oh, am nevoie de Bilbo cu undița lui cu tot. Așa mă, băiatule. And Ah
Așa. Uite și focul. Iată. N-a fost chiar atât de rău. Acel foc tău. Acel foc tău. We are lost. Unde e? Apă bune, Dwalin. A, grozav, Dwalin. Așa. Ok. Cred că-mi lipsește ceva. Cred că trebuie să construiesc ceva. Nu, am nevoie de tipul praștia. The fuck? Alol. Pe bune. Măi, cu mecanici de-astea ieftine. Not cool, bro. De fapt, am nevoie de Bill aici. Ăsta. Ah, perfect. E ca și cum aș avea nevoie de restul. Hey guys. Path. It's disappeared. We are not lost. We keep heading east. But which way is east? We've lost the sun. The sun. We have to find the sun. We need to get up the canopy. Oh shit. I can see a lake and the lonely mountain. We're almost there. Can you hear me? I know which way to go. Ha, vezi să nu, toți îți mâncați de pe angeni. Ah, shit. I fucking knew it. Bine, poate și din cauza că am văzut filmul. Duh. Bă, nu mai dai spoilere. Nu e frumos. Bob the Spoiler Man. Lol. Stai că ăsta trebuie să aștept să facă pirueta. Wow. Aș. Oh. Dacă îmi pui așa micuță aici care are chef de bătaie. Așa, mă. Ah.
Trebuie să mă fac invizibil. Soc. Așa. Totuși, de când pe Ashley vorbesc? Hop. Tut. Și țac. Ăla-i. Nu e așa greu. Ok, încă uită pe Tori, dar nu e. Ia da, ne-am eliberat pe toți. Oh, shit. Holy shit, elf. Holy shit, e Legolas. Oh, săracu bombur. Ok, cum îi putem salva acum? Oh, pe spun că trebuie să fie un elf. Eram sigur. Elf can jump higher, ok. Come on. Hey, l-am scăpat pe bombur. Unde-s restul? Așa. Hai, Legolas. Toin, 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 toin. Hai, 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 hai. L-am mai eliberat pe unul, mai ne trebuie încă unul. Ok. Inel time și... Așa. Arrows can... Oh, ok. Oh. Așa. Și gata și cu tine. Și te-a rezolvat. Ai neșa rău. Gata, Salvador, fi... Ce-a pierdut? Oh, shit. Aren't you going to search me? Aww. Where did you get this? Who was given to me? Not just a thief, but a liar as well. Defec. Windheim!
God damn it, Legolas. Așa cum spui tu, Bifur. Tot ce spui tu e absolut perfect. Ce dracu a fi spus omul ăla, nu știu. A spus el chestii. Că... Wow, că s-a făcut, dar... Ce n-a înțeles? Ok, sărim. O grămadă, continui story. Ia să vedem. Bilbo și Bifur se plimbau printr-o pădure, când dintr-o dată s-au întâlnit cu doi străgeri. Străgerii stăteau. Se uitau unul la altul. Păi se uitau uimiți la cât de prost sunt aia care vin. Some may imagine that a noble quest is at hand. I myself suspect burglary or something of that ilk. You seek the Arkin Stone. The gem. Ah, uite-l pe sprâncenatul. I am listening. I will let you go if you but return what is mine. Cum ar fi? I would not trust Thranduil, the great king, to honor his word. Should the end of all days be upon us? I warned your grandfather, but he would not listen. Huh? Stay here if you will and rot. 100 years is a mere blink in the life of an elf. Oh shit. I'm patient. I can wait. Acele lani din fundal cum stătea, incredibil. Incredibil. Oh, asta e un minfel de hartă. Ok, lumea, cam asta și tot și pentru partea asta din Lego The Hobbit. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne vedem pentru data viitoare. Pa, pa!